După un an de muncă, un concediu lung și bine meritat este soluția ideală. Așa se face că în timp ce unii gorjeni își vor petrece concediul acasă, alții își cumpără sejururi în străinătate de mii de euro. Anul acesta, cea mai scumpă vacanță vândută într-o agenție de turism din Târgu Jiu a costat 4.000 de euro, destinația fiind Republica Dominicană. Cea mai scumpă vacanță cumpărată de către un gorjean? Republica Dominicană, deci s-a vândut undeva la 4.000 de euro, deci o familie, 4.000 de euro, un pachet cu transport avion, 7 nopți cazare și all inclusiv, ultra all inclusiv, s-a vândut pe 4.000 de euro. Anul acesta cererea pentru vacanțe în străinătate este mult mai mare. Pachetele vândute în străinătate sunt vacanțe la mare, în principal în Bulgaria, Grecia, Turcia, iar cei mai mulți dintre turiști caută ofertele all inclusiv în hoteluri de 3 sau 5 stele. A devenit deși își fac foarte multe rezervări pentru țările care deja sunt acum în circuitul nostru comun. Pot să vă spun, deci merg pe Turcia, Grecia, Bulgaria și ca deci anul acesta avem pentru prima dată, am vândut, pot să vă spun, pe center parkurile din Belgia, Olanda și Germania. Cei mai mulți gorjeni spun că din lipsa banilor nu își mai permit să plece într-o vacanță. Ar trebui să ne ducem, că suntem și noi bolnavi, noi în tratament, ceva, dar de unde bani? De când ați mai fost într-o vacanță? Într-o vacanță de mult ani, de când eram copii, au copii 30 de ani, mai duceam acum singură prea puțin, odată dacă am fost, dar acum câțiva ani. Nu se mai găsesc bani? Nu mai sunt pensiile mici, salariile mici, locuri de muncă puține, TVA-ul mare. Nu mai puteți să economisiți din timp. Cât ai căzni și nu se poate. Cât ai vrea și nu se poate. N-ai din ce. Pentru căzni mici, prețurile mari, asta este, nu se mai poate duce. Prea puțin. Și bolnavi ca oamenii au nevoie de tratament, să descurcă cum pot pe acasă. Alții însă nici măcar nu își mai aduc aminte când au fost ultima dată într-o vacanță. Permit oamenii să plece într-o vacanță? Slabe perspective, nu sunt bani. Ar fi un lucru foarte bun, dar... Dumneavoastră, de când ați mai fost într-o vacanță? Nu mai rețin. Unii da, unii ba. În funcție de veniturile care le au, de starea sufletească pe care o au. Dar credeți că fac economii pentru a merge în vacanță? Unii nu fac. De când nu ați mai fost într-o vacanță? Nu pot să zic că n-am fost. Anul trecut am fost, dar anul ăsta avem alte probleme. Așadar, numărul persoanelor care pleacă în vacanță s-a redus datorită veniturilor mici.